ne-ai trimis. Începem cu o poveste, că o lăsăm pe aia a grea a doua, da, o să vezi. Începem cu o poveste cu doamna Ana Morodan, contesa internetului, care are o problemă. Este implicată, scrie Cancan, într-o situație în sensul în care a avut o mașină și a vândut-o. Numai că bărbatul de la care, și de aici am nevoie, repet, de Anda, ca om care a făcut destule lucruri în viață, tranzacții, chestii, și omul o acuză pe Ana Morodan de lucru următor. Am cumpărat urmă câteva săptămâni o mașină de la Ana Morodan. E vorba despre un portocaliu, nu mare, o mașină coreană. Problema este că nu vrea să mă ofere certificatul fiscal auto, cu ea personal nu am vorbit. Mergem mai departe. I-am dat pe Facebook un mesaj în care am rugat-o să rezolve situația ca să fie bine, să nu fie rău. Dacă a ajuns în presă, e clar că n-a fost bine. I-am scris acum 2 săptămâni, dar nu a răspuns. Nu am în ce discuții să mai intru cu ea, pentru că mi-ar zice tot ce îi spune. Stai așa, nu, intermediarul. Și intermediarul în top zice: mâine, mâine. Singura variantă pe care o mai am este să o dau în judecată. Intermediarul nu are nicio vină. Eu cred că vina este a Anei Morodan, pentru că ea nu îi dă fiscalul. Dacă ea nu mai lucrează pe această firmă, poate fiscalul nu se eliberează pentru că are datorii la firmă. Hai că a început site-ul ăsta să plângă. Bun, cam asta este povestea. Ce spune Ana Morodan, ca să vedem cum este treaba. Deci, eu am contractat o firmă care se ocupă de acest fiscal, nu mă ocup personal, nici nu am vorbit cu nouul proprietar vreodată, și doar prin intermediar. Deci ea este acuzată de țeapă, așa e titlul, de omul respectiv. Nu aș avea de ce să nu-i dau fiscalul, am toată bunăvoință să-i dau acest certificat noului proprietar. Nu am de ce să rămân proprietar pe un bun care acum aparține altcuiva. Dacă dânsul ar face ceva sau ar primi o amendă, de exemplu, aceasta ar veni tot pe firma mea, deci nu am niciun interes să nu-i dau, nu am datorii pe această firmă, s-a depus o cerere, însă durează. Bine, în România orice durează, asta știm. Aceasta este procedura statului, eu nu pot face nimic în acest sens. Și așa mai departe. Ei bine, cred că s-a legat toată treaba asta. Eu nu m-am așteptat să intru și să discut despre acest subiect, pentru că nu cunoșteam treaba, nu cunosc persoana și așa mai departe. Noi vorbim de caz, ne interesează dar acest... că Ana a avut sau n-a avut probleme, sau e sau nu e. Noi am vândut o mașină de curând, până să avem plecarea în vacanță, unui domn, da? Care presupun că a fost, în ghilimele, țepuit într-un alt an, într-o altă perioadă, de cineva, tot cu acest fiscal. Așa. Și în momentul în care a trebuit să îi vindem mașina, ne-a rugat foarte mult să meargă personal să vadă că ridic fiscalul. Care acel fiscal trebuia să ridic eu personal. Noi tot prin intermediar am vândut mașina. Intermediar în ce sens? Adică el s-a ocupat, pentru că noi nu am avut timp, să pun anunțul, să vorbească numele meu, tot ce trebuia, dar când a fost la întâlnire, am fost și noi de față. Așa. Eu am scos fiscalul personal, i-am dat omului fiscalul personal, în condițiile în care normal aveam niște datorii acolo, le-am plătit, le-am achitat, i-am dat fiscalul și s-a vândut mașina. Așa că intermediarul nu are nicio putere să scoată fiscalul în numele meu, decât eu personal. Așa. Punct și de la capăt. Ce ziceți, domnul Cuculis? Păi hai să vă spulber, de fapt, mitul ăsta, că și intermediarul poate să facă orice dacă îi dai procură, inclusiv să scoată fiscalul. Cu siguranță, cu procură. Da, problema, problema e în felul următor. Treaba asta se întâmplă de mult prea multe ori și sunt două chestiuni. Fie societatea aia chiar are datorii și atunci tu, până nu-ți plătești toate datoriile, nu-ți dă nimeni fiscalul pe zero și practic tranzacția, vânzarea, cumpărarea ar fi nulă, deci n-ai putea să o faci în mod legal. Fie numărul 2, există vreun sechestru asigurator pus de vreun executor judecătoresc și atunci cu atât mai mult, chiar că nu mai vinzi niciodată. Numărul 3, nu prea cred în el, pentru că e adevărat, durează vreo 24 de ore până îți eliberează fiscalul. Dacă ești pe la niște sectoare din astea mai capricioase, s-ar putea să te țină mai mult, dar s-au digitalizat oamenii ăștia și fiscalele se pot scoate la o simplă cerere, te duci, plătești ulterior acolo ce ai de plătit, timbru, taxă, nu știu ce, și ți-a dat fiscalul. Deci nu este ceva de neobținut, dar de cele mai multe ori și din dosarele pe care le am eu și le-am gestionat în decursul timpului, oamenii vin și spun: dom'le, mi-ai tras țeapă, eu nu pot să-mi înregistrez dreptul de proprietate pe numele meu pentru că tu nu mi-ai dat fiscalul respectiv și nu putem să facem tranzacția. Lucru care este adevărat. Acum
Eu cred că adevărul nu este la mijloc deloc. Adevărul cred că este doar a proprietarului care a cumpărat sau viitorului proprietar, că nu e proprietar pe deplin, că n-a reușit să-și ateste dreptul de proprietate. Și Ana Morodan e obligată conform legii să-i dea certificatul. Dacă nu, omul se poate supăra și să-i anuleze contractul de vânzare, cumpărare, să ceară și desfăgubiri și așa mai departe. De asta e un sfat pentru cei care fac tranzacții de genul acesta. Domnilor, înainte să faci vânzarea, cumpărarea, scoateți voi un certificat fiscal că firma, persoana fizică sau cine o fie autorizată și așa mai departe, nu are datorii, ca să nu vă treziți că ulterior, după ce ați dat banul din buzunar, ați făcut contractul, nu vă dă fiscalul și umblați prin instanță să rezolvați problema. Păi bun, dar la ce-i trebuie Anei Morodan o chestie de genul ăsta care mai degrabă complică, că până la urmă lucrurile astea nu o să rămână așa, nu? Păi e simplu, dacă tu ai niște datorii, deși ea contestă faptul că ar avea datorii, nu poți să scoți fiscalul până nu plătești datoriile respective. Același lucru se întâmplă și dacă ai o executare strictă. Nu poți să scoți fiscalul pentru că mașina este sechestrată, chiar dacă tu ai vândut-o. Sunt atât de uzuale lucrurile astea, nici nu vă puteți închipui că în fiecare zi mă lovesc de ele. Sau varianta numărul 3, dom'le, chiar o exista la administrația aia financiară cineva atât de nepăsător și de răuvoitor încât să nu-i dea fetei certificatul fiscal. Hai să o avem în vedere și pe asta. Pentru că unii oameni nu înțeleg un aspect. Din comoditate, găsind un intermediar, și nu mă refer aici numai la vânzarea unei mașini, ci în mai multe domenii, chiar și pentru o mormântare, pentru că este în domeniul meu, sunt unele locuri unde nu poți trimite pe altcineva decât să te duci personal sau printr-o procură, și acolo depinde iar în ce domeniu și cum faci procura și pe cine trimiți. Dar foarte mulți din comoditate cred că un intermediar poate rezolva orice și totul. Ei bine, trebuie să te deplasezi personal, pentru că așa funcționează unele treburi la noi în țară. Da, doamnelor și domnilor, în atenția doamnei Morodan, pe care o respectăm, clarifica situația, că după aia trenează câte o mizerie de genul ăsta, domnul respectiv, dacă a început discuția, o va mai lungi și nu ajută la nimic.